primarul Comunei Modelul, Gheorghe Dobre, ne-a prezentat obiectivele realizate în acest an, dar și proiectele propuse pentru anul 2020. Obiectivele au fost mai multe, adică mai exact 5-6 obiective. Grădinița, program normal numărul 1, care s-a finalizat, grădinița cu program normal numărul 2, care la fel s-a finalizat acolo, a fost și demolare, o grădiniță veche, o clădire veche în care funcționa grădinița numărul 2, e finalizată în proporție de 98%, 19 km de canalizare cu stație de epurare, care la fel e finalizată în proporție de 96-97%, urmează în ianuarie să-i facem recepția și proba la stația de epurare. 40% executat la un proiect pe PNDL 2 cu o suprafață de 8,7 km, asta însemnând asfaltare și cu șanțuri betonate, cu intrări normale în curți, poartă mică, poartă mare. Se finalizează săptămâna aceasta licitația pentru un proiect de drumuri pe bani proprii, pe o suprafață de 3,5 km în satul Tonea, care la 1 martie, depinde de vreme, începem lucrarea. Așa, trotuare pe DN, am turnat 1 km și 700 de metri și mai torn acum încă 1 km, deci trotuare stânga-dreapta pe DN, suprafață de 2,7-2,8 km. În rest, lucrări de întreținere la școli care s-au făcut, aprovizionarea cu combustibil, că mai am școala 1, școala 2, care încă sunt pe centrale pe lemne, așa, deci e asigurat tot pentru iarnă. Urmează acum să iau centrală, două centrale la școala 1 să schimbă gaze, dar asta în primăvară, pentru că la școala 2 am un proiect POCU aprobat în valoare de 110 miliarde vechi. Așa, în cadrul proiectului se va schimba și centrala? În cadrul proiectului se va schimba și centrala, pe gaze, instalația o am deja făcută, și instalația de gaze. Acela va fi un proiect foarte, foarte interesant și foarte mare, cu tot felul de dotări, cu o sală de sport, toalete în interiorul clădirilor, cum se cere, adică va fi o investiție frumoasă pentru anul 2020. Lucrez la un care va fi finalizat săptămâna asta, mâine sau, dacă nu, marți, miercuri, un studiu de fezabilitate pentru 10 km jumătate, la fel, asfaltare drumuri, cu șanțuri dalate, tot ce se cere la marea asta. Pentru că dacă am băgat canalizarea, acum rămân acordurile nu o să ne deranjeze la străzi. Avem acum tot felul de aparate să mergem pe sub stradă, ca să nu mai stricăm străzile și în rest să ne dă Dumnezeu sănătate ca să putem să le ducem și să le facem. Să le finalizați. Da. Ați vorbit despre rețeaua de gaz. Știu că ați fost prima comună branșată. Câți locuitori aveți în momentul de față branșați la gaz? În primul rând vă spun că avem 32 de kilometri de conducte de gaze și la această oră, în afară de societățile care sunt prin pe raza localității, avem cam 900 de familii racordate la gaze. Uh-huh. Ne aflăm un proiect de sărbătoare. Pentru cei mici, pregătiți ceva? Da. Cu o parte de bani din sponsorizări care le am în cadrul primăriei și pe un proiect Cercul cu Sâmbete la școala numărul 2 o să dăm copiilor în jur de 1200 de pachete. Uh-huh. Asta însemnând 1000 cu o valoare de 44,5, inclusiv TVA-ul Punga, și
încă 200 de pachete cu valoare de 120 de lei. Acolo intră un training și tot ce înseamnă materiale de curățenie. Dero, să pun asta, în valoarea asta de 120 de lei. Ce am nevoie? Am văzut că iluminatul de sărbătoare l-ați montat deja. Da, eu zic mai că... Mai aveți ceva de montat arată, sau nu, am terminat. Eu zic că DN-ul și două, trei străzi mai principale în localitate arată destul de frumos pentru sărbătoarele de aia. Anul viitor va fi anul electoral. Intenționați să mai candidați pentru un mandat? Să vă puteți finaliza proiectele începute? Intenția, să zicem că ar fi. Acum, să ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoși, să ajungem acolo, să facem ce putem până acolo și probabil o să candidez, lumea va decide cine va câștiga. Și pentru anul viitor, cu ce proiecte veți continua? Cu ce ați început în 2019 sau aveți și proiecte da. Noi? Deci acești 10 kilometri la care lucrez tot de vizabilitate, am un studiu de vizabilitate care mi-a fost respins, că era în galben, de 6 km și jumătate, deci aș avea în jur de 17 km de asfalt, asfaltare de străzi, plus trotuare, plus șanțuri dalate. Vreau să fac extindere de gaze în cartierul nou, pe o suprafață de 3 km și jumătate, în cartierul nou care a apărut după ce am adus gaze în comună și știu că trebuie să apară un program acum, gaze la sate. Și atunci la mine e mai simplu. Aveți deja rețeaua. Am rețeaua, trebuie să fac o extindere, care zic eu că nu o să coste mult și sper să-l și prind ca finanțare. Și în rest, o vede. Ce mai apare pe parcurs, le trecem pe hârtie și încercăm să le facem. Cartierul nou, în cartierul nou sunt tinerii pe legea 15 sau? Legea 15 și 30 de loturi peste 500 de metri la concesiune. Dar am 200 de loturi de casă care, în proporție de 80% sunt finalizate, mai 20% că sunt tineri care lucrează afară, strâng banul, bine, vara în concediu, mai pune un geam, mai pune un acoperiș, mai tempuiește, mai face un gard, deci mai durează. Deci tineri, chiar dacă muncesc în străinătate, se întorc acasă și se întorc acasă și se construiesc aici, da. Am 200 de case, încă am solicitări de încă 100. Și ați mai avea teren? Așa, și nu mai am teren și acolo mă gândesc ca la anul să propun cetățenilor care au în marginea satului, mii de metri de vii, cum a fost inițial în 90, fiecare a vrut câte 1000 de metri de vii și acum nu mai există niciun butuc de vie. Așa? Și să încerc să-i conving să fac schimb cu ei, să le dau un câmp, oricum e arabil, și să mai au o speranță să văd cât pot, să încerc să mai fac cel puțin 100 de loturi de casă. Pentru că sunt pentru tine. Da, tot pentru tine. Că sunt cereri multe. Acum am avut 29 de locuri de casă la tone și am avut 70 de cereri. A trebuit să pun comisia să dea aceste locuri, să le acorde celor care au peste 7, 8, 10 membri în familie. Că mai sunt unii care zice, m-am certat cu mama, m-am certat cu soacra, vreau și eu loc de casă. Nu puteam să-i dau celui care s-a certat cu mama sau cu soacra, să-i las pe ceilalți care au câte 80 persoane în casă. Și am căutat să le dăm la astea 29 de locuri. Chiar pentru cei care aveau cu adevărat nevoie. Cei care aveau neapărat nevoie și, bineînțeles, să aibă copii peste 18 ani.